Satul Bâcleș a reintrat în carantină de astăzi de la ora 12 pentru o perioadă de 14 zile. Rata de incidență cumulativă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 a ajuns la 10,37 la 1000 de locuitori. Este cea mai afectată localitate la nivelul județului Mehedinți. Al treilea val de pandemie lovește profund satul Bâcleș. Această zonă a județului Mehedinți a primit aviz favorabil pentru carantinare. Acest sat este în a doua situație de carantinare în ultimele săptămâni. În prezent, rata de incidență a ajuns la 10,37 la 1000 de locuitori. Începând de astăzi, 15 aprilie, de la orele 12, s-a prelungit măsura carantinei zonale pentru localitatea Bâcleș, comuna Bâcleș, din județul Mehedinți. Ca urmare a acestei măsuri, în zonă sunt mobilizate efective de jandarmi și polițiști care acționează în cadrul filtrelor constituite la intrarea și ieșirea din zona carantinată, în cadrul patrulelor auto și pedestre, în vederea menținerii unui climat de ordine publică și prevenirea oricărui incident. Vă recomandăm în continuare să respectați indicațiile autorităților și să nu vă expuneți la riscuri pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. Este singura localitate carantinată de două ori consecutiv. Intrările și ieșirile vor fi strict interzise prin alte căi de acces decât cele deschise circulației publice, iar polițiștii vor forma filtre de control. Oricine vrea să intre sau să iasă trebuie să justifice călătoria cu declarație pe propria răspundere sau cu adeverință de la angajator.